Marți seară, aproape de miezul nopții, o tânără de 28 de ani a fost oprită în trafic în timp ce conducea un autoturism pe strada Dobrogeanu-Gherea din Roman. Cum polițiștii au simțit miros de alcool, femeia a fost testată cu aparatul etilotest. Polițiștii biroului rutier din cadrul poliției municipiului Roman au depistat în trafic o tânără în vârstă de 28 de ani în timp ce conducea un autoturism pe strada Dobrogeanu-Gherea din Roman. Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,75 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Astfel, tânăra din Roman a fost condusă la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate alcoolemiei. În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. În ultima perioadă, polițiștii rutieri de la Roman au surprins multe persoane conducând pe străzile orașului, deși s-a dovedit că acestea consumaseră droguri sau alcool înainte de a se urca la volan.